Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi vom continua șirul mărturiilor despre calvarul foametei din Basarabia anilor 1946-1947, mărturii absolut cutremurătoare colectate de scriitoarea și eseista Larisa Turea încă în anii 80, în perioada sovietică, și adunate în prețiosul volum Cartea Foametei. Pentru început însă vă propun câteva informații generale despre foamete pe care le-am selectat din culegerea de documente Foamea postbelică în Moldova sovietică, o lucrare elaborată de către doctorul în istorie Anatol Țăranu. Aprilie 1944. Raioanele din nordul și estul Moldovei românești de la est de Prut sunt reocupate de Armata Roșie, iar la Soroca sunt dislocate temporar guvernul și Comitetul Central al Partidului Comunist. Pentru că linia frontului tăia Basarabia în două, teritoriul acesteia a devenit zonă de front și zonă limitrofă frontului. În aceste condiții, Armata Roșie a început să rechiziționeze de la oameni produsele alimentare, furajele, vitele și cai. Prin urmare, în primăvara anului 1944, populația din această zonă s-a pomenit fără cantități mari de cereale și alte produse agricole pe care le avea în rezervele destinate alimentației. Iar aici, iau în vedere, în primul rând, pe oamenii de la sate. Deja la sfârșitul lunii august 1944, după operațiunea militară Iași-Chișinău, puterea sovietică este reinstaurată pe tot teritoriul Moldovei de la est de Prut. Iar asta însemna un nou model de viață, unul sovietic și total străin populației locale, care era obișnuită cu proprietatea privată, cu drepturi și libertăți, de care s-au bucurat în perioada României regale. Pământul a fost naționalizat, băncile private și antreprenoriatul au fost lichidate, iar o mare parte a populației înstărite, a intelectualității și clerului, s-au refugiat peste Prut. Guvernul sovietic a plafonat cotele maxime de teren arabil pe care un țăran le putea deține în proprietate și a fost creată instituția împuterniciților agricoli, responsabil de colectarea impozitelor de la țărani. Deci, așa cum spuneam, majoritatea populației nu era adaptată noilor condiții, iar pe acest fundal social-economic, inclusiv din cauza secetei și a caracterului criminal al regimului sovietic, a fost declanșată foamea. Războiul, în mod evident, a produs foarte multe pagube. A provocat o penurie de alimente și a ruinat multe gospodării țărănești. Două treimi din gospodăriile țărănești nu dispuneau de forță de tracțiune. Jumătate dintre acele gospodării nu aveau vaci, iar a patra parte, în general, nu avea animale. Tot din cauza războiului, în comparație cu anul 1940, recolta globală de cereale, de floarea soarelui și de sfecla de zahăr s-a înjumătățit. Iar pe fundalul dezastrului provocat de război, Basarabia a fost lovită și de o secetă cumplită. În toamna anului 1944 au fost puține ploi, iar în acea iarnă a fost și puțină zăpadă, dar și cu schimbări bruște de temperatură de la ger la cald, ceea ce provoca uscarea excesivă a solului. Istoricii sovietici au pus foametea din Basarabia pe seama războiului și a secetei, însă o analiză profesionistă și bazată pe documente demonstrează caracterul fals al argumentelor invocate de propaganda rusă. Nu este un secret că pentru Basarabia seceta nu era și nu este nici astăzi un fenomen ieșit din comun. Iar în continuare vă prezint câteva date statistice. Potrivit observațiilor meteorologice realizate de-a lungul timpului, pentru o recoltă stabilă în agricultură în sudul Republicii, media anuală de precipitații trebuia să fie de 350 de mm, iar pentru raioanele de nord, de 500 de mm. Aceleași statistici meteorologice mai arată că din 1854 și până în 1946, atenție, 33 de ani au fost secetoși, dintre care 16 deosebit de secetoși, atunci când nivelul precipitațiilor a ajuns la 200 de milimetri. O secetă severă, asemănătoare ca proporție cu cea din 1946, a lovit Basarabia și în perioada anilor 1891-1892. În acei ani, populația Moldovei românești de la est de Prut, aflată în componența Imperiului Rus după ce a fost anexată la 1812, suferea de subnutriție cumplită. Însă, mortalitatea în masa oamenilor a fost evitată. Mai mult, în județul Tighina, de exemplu, afectat cel mai mult de secetă, în mod paradoxal a fost înregistrat și un spor al populației.
În general, din punctul de vedere al condițiilor meteorologice și a amplasării geografice, Basarabia se află în zona agriculturii riscante, iar seceta și recolta scăzută sunt fenomene frecvente. Cu toate acestea, din generație în generație, românii moldoveni au învățat să supraviețuiască și s-au adaptat acestor calamități naturale. Pentru asemenea situații, gospodăriile țărănești aveau în mod obligatoriu rezerve de alimente, iar odată cu apariția primelor semne ale secetei, țăranii limitau consumul până la noua roadă. Prin sate, de exemplu, pentru a combate foamea, erau folosite rezervele alimentare ale gospodăriilor mai înstărite. Evident, acest lucru nu se făcea gratuit, însă, de regulă, viața omului era salvată. Iar pe parcursul timpului, depășirea foametei devine și o sarcină a statului. După cum relatează istoricul rus Boris Zima, în anii foametei din 1946-1947, în depozitele statului sovietic, atenție, au putrezit circa 1 milion de tone de grâne. În anul 1946, recolta de cereale în Uniunea Sovietică a fost de circa 40 de milioane de tone. Asta era de 2,5 ori mai puțin decât în anul 1940 și cu aproape 8 milioane de tone mai puțin decât în anul 1945. Cu toate acestea, Moscova continua să exporte cereale. În tragicul an 1946, când pe teritorii întinse ale Uniunii Sovietice, inclusiv în Basarabia, milioane de oameni suferau de foame cumplită, iar sute de mii mureau din această cauză în chinuri teribile, Moscova a exportat în țările pe care le considera aliate aproximativ 2,5 milioane tone de cereale. Poate sunt prea multe detalii și informații, dar vă spun toate astea ca să înțelegeți exact care au fost factorii care au provocat acea foamete cumplită, care a luat viața a peste 200-250 de mii de oameni din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Începând cu vara anului 1945, Consiliul Comisarilor Poporului din RSSM și Comitetul Central al Partidului Comunist de la Chișinău stabilesc un sistem al livrărilor obligatorii la stat ale produselor agricole, în primul rând a cerealelor. În afară de aceste produse, gospodăriile țărănești erau obligate să livreze statului floare soarelui, cartofi, fân, fructe, legume, carne, lapte, brânză, lână, ouă și multe altele. Doar pentru o clipă astăzi vă puteți imagina așa ceva? Vă puteți închipui că statul vă obligă să-i dați tot ce munciți în sudoarea frunții, condamnându-vă la foame? E de neimaginat, nu-i așa? Dar asta nu e tot. Peste 140.000 de gospodării țărănești fără pământ și cu puțin pământ în proprietate au primit de la stat peste 245.000 de hectare de pământ, care a fost confiscat de la gospodăriile înstărite. Indiscutabil, împroprietărirea țăranilor nevoiași a îmbunătățit starea lor materială. Doar că aici apare altă problemă. Acești țărani nu erau în stare să prelucreze pământul în mod calitativ pentru că nu aveau utilajul agricol necesar și nici cai sau boi ca forță de tracțiune. În consecință, munca agricolă a fost dezorganizată, iar întinse suprafețe de teren, din păcate, au rămas necultivate. Împroprietărirea țăranilor nevoiași cu pământ era prezentată de istoriografia sovietică ca o întruchipare a grijii statului sovietic față de oamenii muncii. În realitate însă, această politică economică a avut consecințe nefaste pentru situația alimentară a satelor în anii de după război. Din acest motiv, deopotrivă cu altele, evident, recolta anului 1946 din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a avut mult de suferit, iar nivelul de asigurare a populației cu produse alimentare a scăzut enorm. Totodată, în fiecare an, planul de predare a produselor agricole la stat creștea. Dacă în anul 1944 Chișinăul trebuia să livreze Moscovei peste 200 de tone de cereale, în 1945 planul era deja de 272.000 de tone. Iar în secetosul an 1946, cota de cereale a fost redusă nesemnificativ până la 265.000 de tone. Într-o măsură și mai mare a crescut și povara fiscală, care era pusă pe umerii populației de la sate, cea mai necăjită. Dificultățile economice care se anunțau insurmontabile deja în toamna anului 1945 puteau fi depășite dacă autoritățile comuniste micșorau sau chiar anulau acel plan diabolic de colectări obligatorii la stat.
În pofida secetei severe din 1946, Moscova a dat indicații comuniștilor de la Chișinău să execute întocmai planul de colectare a cerealelor de la țărani. În total, 265.000 de tone. Era un plan asasin, un plan criminal care avea să ducă la exterminarea în masă prin înfometare a populației din Basarabia, indiferent de etnie și limba pe care o vorbeau oamenii. În acel an, oamenii au început să îndure foame chiar în timpul recoltării cerealelor. La noi, la Bădrăganii Vechi, raionul Iedineț, au fost cazuri grave de tot. S-au mâncat frate pe frate și peste câțiva ani cei rămași în viață și-au ieșit din minți. Și totuși m-am convins că omul cu înaltele principii morale, cu sufletul curat, cum se zice, chiar și în cele mai grele cazuri, rămâne om. Îmi amintesc cum, cu vreun an înainte de foamea aceea, a fost ridicat un gospodar din sat. Au rămas hambarele cu ce strânsese omul, iar sâsiacile cu păpușoi ca aurul soldații le spărgeau cu patul puștii și se revărsau ștuleții gârlă. Lua toată lumea. Eu, un copilaș, m-am potrivit celorlalți și zic: ia-mi să iau și eu un săculeț, că tutuna se pierde. Și cum aburcam eu dealul gâfâind cu povara în spate, dau cu ochii de ciubotele lui taică-meu, oprit în loc. Stai, măi, că nu dau turcii. Ce te burcești acolo? Eu, câr, măr. Tata ține una și bună. Te-am trimis eu după păpușoi? Cum de-ai întins mâna la un bun străin? Tot am dus acolo înapoi. L-am dus. Ce era să fac? Mai târziu, mult am jinduit acei ștuleți galbeni și frumoși. Noi am fost nevoiți să ducem totul de la casă. Covoare, mobilă, tot ce agonisiseră părinții din părinți, generație din generație, pentru ceva de aleguri. Sora mamei ținea vacă, dar n-avea milă. Ne zicea: ia ca, voi aveți covoare, aveți ceia, cealaltă, sofca de la bătrâni și dacă mi le-ați da, v-aș da și eu câte un ulcior de lapte. Da, noi nu mai aveam ce mânca. Eram cât prichiciul, mai ales fratele cel mai mic născut în 45. Eu eram cel mai mare în familie și mai răbdam, parcă mai înțelegeam ce se întâmplă, dar cu el era greu de ieșit la o cale. Îmi aduc aminte, în schimbul unui covor, mătușa noastră ne-a făcut bine cu 15 kg de lapte. Și dacă nu ne-am dus pe ceea lume, e meritul tatei, care se punea luntre și punte, avea armă, făcea parte din Asociația Vânătorilor, dar în iarna lui 46 s-au prăsit grozav iepurii. Tata împușcase mulți, le dădea și vecinilor, aceia îi jupuiau, își lăsau carnea și îi restituiau lui tata numai blănițele. Tata era foarte bun la inimă. Prin martie-aprilie a început criza. Tata a încercat să mai ascundă câțiva pumni de grăunțe prin grajd, la vacă, prin alte părți, dar cei cu scuturatul au cotrobuit pretutindeni, cu furca și cu o vergea de fier ne-au găurit toate acareturile, de-a mărunțelul. Cel mai trist era că ne-au vândut oamenii de sat, cu care ai cununat și ai botezat, cei cu care ai holteit, ai păscut bobocii și vitele, de cei din raion nici nu mai ziceai nimica. În 46 s-au suit fără sinchiseală în pod și au măturat tot puținul agonisit cu greu. Da, e adevărat, nu se făcuse roada vara și toamna, dar totuși ne mai trăgeam zilele cu ce ne-ar fi lăsat, măcar niște cioturi de păpușoi pentru un ciur de mămăligă cu un pumn de făină la un ceaun de apă. Da, așa, au pustit totul, și nu străinii, ci chiar ai noștri, cei din sat, ieșindu-și din piele, ca să fie la nivelul cerințelor înainte de raion. Eu, în copilărie,
Am fost bolnav de osteomielită. Am căzut de pe cal, m-am lovit la picior și am stat mult timp cu el în ghips. Să vă spun drept, nici nu știu din ce mi s-a tras leacul, că am umblat prin toate babele și doftoroaiele și am folosit toate leacurile posibile pe lumea asta. M-am vindecat, dar mă lua vântul de slab ce eram și n-aveam gust de mâncare, anume pe timpul foametei, când nimeni nu știa de saț. Și anume asta îi îngrozea pe părinți. Cum să nu-mi fie foame când toți ceilalți plângeau și cereau de mâncare? Vă închipuiți? Eu atunci nu știam ce înseamnă senzația de foame. Înghițeam cu deasila ce-mi puneau dinainte, însă dacă nu-mi propuneau, eu nu ceream. Dar părinții mei, flămânzi și ei, sărmanii își ziceau în sinea lor, gata, dacă lui nici foame nu-i, înseamnă că s-a zis cu el, mâine, poi mâine se duce. Și după multe nopți nedormite, au hotărât ca înspre primăvară să mă duc în satul Chiurt, la altă soră de-a mamei. Familia lor era înstărită, aveau casă bună, două vaci, cai, și ea ca într-o bună zi, tata mă ia de mână și ne ducem noi așa cătinel pe jos, cale de câțiva kilometri buni, la mătușa ca să mă scape, cum credea el, de la moarte sigură. Se gândea sărmanul tată, poate că eu acolo voi mai umbla cu caii, cu vacile, voi mai lucra prin gospodărie, cum n-ar fi două mâini de ajutor pe lângă casă și mi-or da și mie o bucățică să ies din foamete. Și n-au vrut să mă primească. Și cum m-a dus tata de mână pe jos, vedea dreptul pe la hâncăuți, așa am și venit înapoi. Nu pot uita nici până astăzi drumul cel lung peste seamă, chipul subt al bunului meu tată. Plâng și azi ca un copil, când îmi aduc aminte. La noi în casă, madicătelea în gazdă, trăia un fost infirmier militar. Poseda noțiunile cele mai elementare de medicină și igienă. Și eu, chiar la acei ani puțin pe care îi aveam, mă pricepeam că amăgește lumea. Clar că, dacă nu era de mâncare, nu mai erau nici medicamente. Lumea istovită și lihnită, vlăguită de boală, rupea de la gura copiilor și aducea ultimele frămituri. Doar că i-a lecui, i-a scăpat de la moarte. Îi aduceau mai ales ouă, pe care noi le vedeam doar în vis. El ouăle le mânca, dar cojile le usca, le măcina în piuliță, le ambala ca pe prafuri și cu orice boală venea omul, îi întindea acele pachetele și îi spunea: e că eu știu că pentru boala mea tale se cuvine să iei medicamentul ăsta. Alții se răsplăteau cu obiecte din casă și dumnealui se ducea și le vindea la piață, iar pe banii câștigați își cumpăra de mâncare. Cartofi, bună oară, mâncam fiecare zi. Și ca să vedeți, nu le curăța crude, dar le cocea. Și abia după asta le curăța de coajă. Știa că o să le mâncăm. Și noi ne furișam, culegeam acele coji și le dădeam celor mici. Eram bucuroși, de parcă ne pălea cine știe ce norocul când găseam câte o coajă mai grosuță cu o poșghiță de cartofi pe ea. Când se desprimăvăraseră de-a binelea, au început să dea ajutor. Era la unul Alioșa Popovici, o cantină unde împărțea un fel de zamă de ovăz. Dar ajutorul ăsta ne venise târziu, când începuseră oamenii a se duce pe un cap, când prea puțin mai puteau fi salvați. Eu aveam un unghi și se umflase așa de tare încât nu se cunoștea unde erau ochii. Nici nu știu cum am scăpat cu toții din toate grozăviile și umilința neomenească. Spre primăvară a murit și bunelul meu. Odinioară om voinic și mândru. Nu-mi puteam eu explica atunci ce înseamnă toate aceste lucruri, pentru cine se măturase și ultimul grăunte din podurile oamenilor. Nu pricepeam nici vorbele care circulau atunci
acum că chipurile nu-i ajunge lui Stalin. Și dacă la început poporul se mai indigna, înspre primăvară, nici pentru asta nu-i mai ajungeau puteri. Oamenii nu mai căutau răspunsuri. Se gândeau numai cum să iasă din nevoi. Nu blestemau pe nimeni, nu cereau nimănui socoteală, parcă nici puteri de a gândi nu mai aveau. Grozavă chestie ideologică, foamea și teroarea. Și totuși, în pofida greutăților neomenești, cei care erau cinstiți nu și-au pătat obrazul de om, nu și-au băgat mâna în buzunarul cuiva. Vreau să vă spun că cei care scociorau prin poduri și prin cămări, chiar și în condiții normale, aveau chipul moral deformat, erau mai toți niște lepădături, niște lingăi. Acum venise timpul lor, puteau da frâu liber setei lor de putere, dorinței de a-i umili și a nimici pe cei mai cum se cade și mai văzuți din sat. Oamenii însă rămâneau miloși, buni la suflet. Aș spune că rămâneau chiar și darnici cu tot puținul. A venit odată atunci, pe foamete, un om la tata. Afară ningea, dar el intră în ogradă și începe a plânge. E ca oameni buni, m-am rătăcit și nu știu drumul. Că eu-s de la Văratic, am fost la Cernăuți, am dus totul de acasă și hainele soției și ale copiilor și covoarele și mă întorc fără bani, fără mâncare. Vă rog, nu mai am puteri să ajung acasă. Poate îmi puteți da ceva să mănânc. Mama și tata i-au dat o bucățică de mămăliguță cu ceai din crenguțe de vișin. Că altceva n-aveau nici ei. Știam cu toții regimul de hotar în vigoare pe atunci. Dacă vezi un om străin, trebuie numai decât dus la pichet sau măcar anunțați grănicerii. Însă fiindcă s-a plâns atâta că nu-i noroc pe lume, că i-au rămas acasă soția și copiii lihniți de foame, ni s-a făcut milă. A îmbucat, apoi a întrebat pe tata cum să iasă de la Corpaci direct la Văratic, fără să-l observe grănicerii. Tata s-a gândit, dă, dacă omul îi la nevoie, vine de departe, unde mai pui că regulă era așa, cel reținut era purtat de la un pichet la altul câteva zile. Tata l-a scos la marginea satului. Du-te, om bun, ia ca așa pe șleahul ăsta și cred că n-ai să întâlnești pe nimeni, că pe acolo nu umblă patrula. A doua zi, dis de dimineață, ne trezim în ogradă cu doi ofițeri și cu acel om care arăta spre tata și zice: ia ca cetățeanul ăsta m-a îndreptat pe acel drum, ca să pot ocoli grănicerii. Vă dați seama ce înseamnă asta? Dușman al poporului și gata. Cum așa? Să-l îndrepți pe un necunoscut astfel ca să nu se întâlnească cu grănicerii? Probabil că ăsta a fost un control, o provocare a grănicerilor. Eu n-am putut niciodată înțelege asemenea lucruri, fățărnicia, trădarea, cruzimea. Dar cu toate că oamenii erau umiliți, distruși, totuși se găsea în ei câte o fărâmă de bunătate sufletească. Eu și azi mă închin în fața bunătății părinților mei. Numai eu unul știu prin ce greutăți au trecut ei, dar niciodată nu m-am îndemnat să bag mâna în buzunarul cuiva sau să mă bucur de nevoia și necazul străinului sau urcă-te în podul altuia sau uită-te în ograda altuia, poate ți-a dat ceva. Lucrul străin era sfânt, mureai de foame, dar nu luai un călcâi de mălai fără voie. Acum, dacă s-a pierdut omenia, ce folos din cele multe bunătățuri ce ne înconjoară? Ani în șir am distrus în sufletul omului cele mai alese simțiri, obrazul curat, onoarea, milostenia, cumsecădenia, spiritul gospodăresc, dragostea de muncă și de dreptate. Chiar pe pârjolul cela, oamenii munceau și nu se lăsau pradă disperării. Vacile erau și ele sleite de puteri, stăpânii le sculau cu deasila, le ridicau de cap, de coadă să le înhame, să boronească sau să semene ceva. Lumea a dus totul în Ucraina de apus și pe lumea albă. N-a rămas o broderie pe perete,
așternuturi, covoare, haine. Înghesuiau toate cele de vânzare în câte doi saci, că încăpea binișor. Dar apoi veneau cu câte două căldări de cartofi sau de fasole. Asta era încă bine, au avut noroc că au făcut schimb bun. A rămas toată Moldova săracă lipită pământului și cu frica în oase. Tare multă lume a murit atunci. Nici nu se mai atrăgea atenția că iată, a murit cu tare sau cu tare. Da, fratele meu cel mic, născut în 45, umflat, cu burta mare, nu voia nici să râdă, nici să se joace. Tare grea priveliște mai era. Și noi, mai mărișori, făceam totul ca să-i ușurăm măcar o lecuță zilele. Părinții ce-au tras atunci știe doar sufletul lor. Spre primăvară, copiii nici nu mai cereau de mâncare, parcă se tânguiau, bolmojeau, parcă bănuiau ceva, murmurau ceva nedecis, neformulat, umblau prin ograda amețiți, parcă rătăciți. Pe mezinul nostru îl luam cu vorba, nu lăsam să meargă mult, că dacă se pornea, mă temeam să nu cadă, că parcă se poticnea și se năruia. Pe 21 iunie 1946, autoritățile comuniste de la Chișinău roagă Moscova să micșoreze planul de predare a cerealelor de la 265.000 până la 100.000 de tone. Doar că această decizie, una întârziată deja, nu mai putea salva societatea dintre Pruginistru de la catastrofă. Livrările obligatorii către stat trebuiau anulate complet, iar oamenii care nu aveau nicio fârmitură de pâine pe masă să fie ajutați cu produse alimentare. Sistemul politic sovietic însă nu punea preț pe viața omului, iar în activitatea sa acest sistem odios sacrifica cu ușurință viața omului pentru așa zisul viitor luminos al comunismului. Acel plan de predare a pâinii a fost micșorat abia în luna august 1946 până la nivelul de 72.727 de tone, doar că nici în acest caz nu a fost suficient. Și această cotă depășea posibilitățile țăranilor noștri. Dacă oamenii i-ar fi fost scutiți de rechiziții și dacă statul i-ar fi ajutat cu un minim de produse alimentare, mortalitatea în masă ar fi fost evitată, nu și subnutriția, din păcate. În realitate însă, Moscova a forțat predarea pâinii la stat. Documentele vremii demonstrează presiunile fără precedent ale partidului față de țărani pentru îndeplinirea planului. Agenții bolșevicilor, îngrijorați că nu vor reuși să îndeplinească acel plan asasin, au măturat podurile nu doar în gospodăriile țăranilor înstăriți, dar și la cei săraci, mulți dintre care trebuiau de altfel să beneficieze de înlesniri fiscale. Deci, nimeni nu mai ținea cont de nimic, iar comsomoliștii măturau totul în calea lor. Mai mult, erau frecvente cazurile când țăranii erau constrânși de autorități să transmită în contul colectărilor obligatorii produsele primite de la stat sub formă de împrumut alimentar. Deci, cu o mână îți dădeau, iar cu alta îți luau acel ajutor. M-am născut în 1927 și toată viața am lucrat printre copii. Nu voi uita cât voi trăi anii de foamete. Pentru că nici alții să nu uite, mi-am pus în gând să ridic cu puterile mele o cruce în amintirea elevilor mei, victime ale foametei, în Voroteț. Un monument pentru cei trei copilași curați ca lacrima, secerați ca floricelele de câmp. Nici să-ți poți imagina. Zinica Mititica vine azi la școală. A doua zi, nu-i. O găsește mama sa în ceaun. Nu-i casă să nu fi murit cineva de foame. În anul 1945, pe 5 septembrie, tinerică, am venit învățătoare la Voroteț. În satul meu toate locurile erau ocupate, totul era în rusește, iar eu nu știam rusa. Încă nu eram căsătorită, tot așteptam să se ducă rușii. În 1945, am întâmpinat anul nou cu sătenii. Vesele, aveau tot ce le trebuia. Și numai a trecut anul nou, au și început colectările, absolut haotic. Mergeau căruțe prin sat și strângeau de toate pentru așa zisul fond al Armatei Roșii.
fără cântar, fără chitanțe, nimic. Oamenii aveau prisos de roadă, dădeau cu plăcere, înțelegeau că trebuie să ajute armata. Românii au plecat, dar n-au luat pâinea de la oameni. Între timp, la Sovietul Sătesc se nota situația economică. Să zic așa, cu tot ce avea fiecare gospodar. Câte vite și în special cât pământ. Și în 46 deja știau totul. Te-o chemat pe mata la Sovietul Sătesc, îți spunea: ai 3 hectare, 10 oi, cai, vacă și alte vite cornute. E răspunderea ta, ești dator atâta și atâta. A început jupuirea. Au prins să cheme oamenii să dea zaiomul. Și conform hectarelor de pământ, dădeau 50 de kilograme, apoi 100, 200 kilograme. Și tot așa. Cel mai puțin era 25 de kilograme. Prin septembrie 46, oamenii nu mai aveau nimic. Podurile s-au golit. Când s-a terminat cu zaiomul, s-au început normele de carne, în funcție de hectarele posedate. Omul avea o vacă și un juncan, musai să aleagă. Ce să predea statului, sau vaca, sau juncanul? Cine ce avea? Și iată așa s-au dus mai toate vitele. Era un centru lângă Orhei, parcă Badea. Acolo se adunau văcuțele din toate satele. Țăranii rămâneau cu nimic, doar cu lacrimi și frică în oase. Cai nu prea erau, căci au fost rechiziționați pentru armată. Dar mai era câte o pasăre. De acum oamenii trebuiau să dea ouă. Fătau vacele, trebuiau să dea lapte, 120 de litri de văcuță. Se turnau în bidoane, se duceau la fabrica de unt. Ouăle se duceau la cooperativa de consum. Și scotocea activul ca turbat, până i-o golit de toate pe oameni. Eram căsătorită, aveam copil mic. În vara lui 1946, înotam prin troiene de nisip. N-a căzut strop de ploaie, secetă. Toți erau flămânzi, nu aveau ce mânca. Toamna era jale mare, sătenii nu aveau nimic de mâncare, absolut nimic. Au strâns o leacă de ors și trebuiau să-l dea enormă postavcă. Au strâns o leacă de grâu și trebuia să-l dea enormă, iar oamenii, fără vite, fără cai și fără pâine. Se duceau unde îi duceau ochii, umblau buimaci, căutau macuh, turte sau șroturi de floarea soarelui de la oloinițe, orice. Șroturile de floarea soarelui, un deliciu. În iarna lui 1947 era grozăvie. Lumea mânca miezul bețelor de răsărită, miez de cioclegi, ghindă din pădure, rădăcini de papură, sâmburi de struguri. Aduceau ghinda, o fierbeau, o mâncau. Am văzut cu ochii mei tablouri de nedescris. Mă duceam personal să chem elevii în clasă, să asigurăm frecvența. Un băiețel nu frecventa de câteva zile. M-am pornit să văd ce s-a întâmplat. Casa lor era pe delușor. Eu veneam din vale. Tata și mama, gospodari cum se cade, amândoi, tăiau lemne. Ajung la poartă, mă apropii și le dau binețe. Bună dimineața! Ei pun mâna la gură și mi-arată prin semne să nu vorbesc. M-am uitat mai atent și am observat ferestrele astupate cu țoluri pe din afară. Copiii în casă dormeau de parcă ar fi fost noapte. Ei tăiau cu beschia gălătuși de lemn, rondele, roticele de 1,5 cm, 2 cm. Aveau o movilă de roticele. Nu mă dumeream la ce le folosesc atâtea. Ce faceți cu ele? Am întrebat. Mama copiilor m-a lămurit. Nu roticelele ne trebuie, facem rumeguș, făină de lemn. Am strâns ghindă, am opărit-o de 3 ori, am uscat-o și am măcinat-o. Dar nu-i chip de pus în gură, îi amară. Am auzit că dacă adaugi rugumătură de tei, se poate mânca. Copiilor n-am ce să le dau,
Am astupat ferestrele să stea în casă și să doarmă. Dar cum să doarmă dacă li-a mânca? Nu știu de-a mai spus ceva sau nu. M-au podidit lacrimile. Am ieșit din ogradă și m-am dus. Strașnică nenorocire, foamea. Copiilor înscriși la școală, conform frecvenței, li se cuveneau câte 200 de grame de pâine. În toată ziua raportam frecvența. Tovarășul Laur, căsătorit cu o fată din Voroteț, fost curier în armata română, era cum se cade, scria frumos. El tăia pâine și o cântărea. Pâinile păreau mari, iar o pâine din acelea, dacă ai da-o azi la câine, cred că ar îngropa-o, n-ar mânca-o. Odată Laur mi-a cerut un șervețel. Feleia pâine aceea și se ridicau niște țepi, așchi ghimpoase. Nu știu din ce era făcută, din ovăz sau din altceva. Se usca și săreau în sus paiele celea. Cum o vor mânca copiii? Dă-mi un șervețel să o acopăr, să nu se zvânteze, măcar să stea grămadă. Copiii când vedeau pâinea aceea, parcă era mângerii Domnului zbăvitor de chin, salvarea lor. De cădea jos o firimitură, 5-6 se repezeau să o ridice. Elevii veneau la școală pentru a primi cultucul cela de pâine. Pe cei umflați de tot, distrofici, îi luau cu căruța, îi duceau la chiperceni, la spital. Observ odată o mumâie diformă, un băiețel ce fuge și se oprește, iar fuge și iar se oprește. Mă gândesc ce-i cu dânsul. A venit până lângă scări. L-am recunoscut. Căpșorul lui era ca o minge de fotbal. Nici ochii nu-i se zăreau. Îl întreb: Victoraș, dar cum ai ajuns tu la școală? Și el, bucuros că-i mai deștept ca mine, zice: Iată așa, Vera Zaharovna, deschid ochiul, arătând cu mânuța cum ridică pleoapa. Mă uit, văd cărarea și fuga cât am văzut. Dacă nu văd, iar mă opresc și deschid iar ochiul. Așa am și ajuns. Sărmanul venea după bucățica aceea de pâine, așa zisa pâine. Măcar atâta să mănânce. Sau alt caz. Întreb: Ionele, de ce n-ai venit la școală? Nu te-am văzut vreo 2 zile. Dapu că mi-a mâncat bunelul opincile. Cum așa? Le-o mâncat, le-o luat și le-o fiert. Nu era zare de câine sau pisică prin Voroteț. Un vânător împușca zilnic câte un cioroi pentru fiecare membru al familiei sale. Îi hrănea cu carne de cioară. Un norocos! Unul din cele 3 nume înscrise pe piatra de la cimitir e Gheorghiță Gladun. Tatăl său, Gheorghe Gladun, s-a întors de la război, pieptul plin cu medalii, dar foametea i-a distrus. S-au umflat toți, și veteranul de război, și soția, și copiii mai mici. Cel mai mărișor ar fi trebuit să fie în clasa a 5-a ori a 6-a, nu umbla la școală. Se ducea des pe la bunica. O soră de-a tatălui său lucra la școală, era învățătoare, iar învățătorii erau oarecum privilegiați, căci li se dădeau 9 kg de făină pe lună. Învățătoarea avea și ea rație. Și pe semne îi mai dădea bunicii de-ale gurii câte ceva. Iar băiețelul nu s-a umflat și nu l-au luat la spital. Era primăvara lui 47. Prin grădini ieșea mărarul. Și iată că bunica îl trimite să-i aducă o mânuță de mărar de la ei, din grădina de acasă, că trebuie să fie ieșit. Copilul a plecat. Bunica l-a așteptat zadarnic. A doua zi, mătușa trece să vadă ce s-a întâmplat cu Gheorghiță. A găsit doar câteva fire de mărar veștet pe masă. A întrebat de vecini, dar ei nu-l văzuseră. Cui să-i arde de un copil străin, dacă unica grijă era ce să sclipuiască de mâncare? Așa a dispărut Gheorghe,
băiețelul înscris la cantina specială. Pe listă era. În realitate, a dispărut. Peste câteva zile veni la școală alertat felcerul din sat. Se întâmplă ceva straniu. Dispare lumea. Cu o săptămână în urmă i s-a pierdut urma Veruței Rusu. În familia Rusu erau doi copii. Fetița și fratele luat la FZO, acele școli profesionale. Pe tinerii de 15-16 ani îi recrutau de avalma la școli, ci că de meserii, pe lângă fabricile și uzinile de-aiurea mai mult din Rusia. Promiteau marea și sarea. Sătenii însă se pricepeau că nu chiar așa și își ascundeau copiii. Dar dacă cei doi nu aveau nici mamă, nici tată, și dacă i-au poruncit de la Sovietul sătesc să se ducă, s-a dus. Și a rămas Vera singurică. Era și ea pe listă la cantină. Felcerul a văzut că Vera nu vine o zi, a doua, a treia zi să-și ia porția de mâncare. S-a dus să vadă ce-i cu dânsa. Pe masă a găsit mâncarea luată de la cantină. Fetița mâncase din ea, mai rămăsese ceva. Era deja înflorită. A întrebat de vecini, nimeni n-a văzut-o. A dispărut Gheorghiță a lui Gladun și iarăși nimeni n-a observat nimic suspect. Dar băiatul nu-i? Peste vreo două săptămâni n-a venit la școală nici Zinovia Barcari. Mama s-a găsit-o în ceaun, la alte hurducari. Mama Zinei o căutase toată noaptea, iar spre ziua s-a întâlnit cu o femeie și ei s-a plâns că nu-și găsește fiica. Femeia i-a zis să nu plângă, că a văzut-o ieri pe drum. A lui hurducar mergea înainte, iar Zina mergea din urmă. S-o fi dus la cireșe, că au din cele de vremi, și s-a întârziat. Mata nu plânge degeaba. De departe se vedea casa. Era lumină în ferestre. Dar când s-a apropiat, perdelele erau trase. A vrut să intre, ușa zăvorâtă. Bătu la ușă, dar nu-i dădeau drumul. Și ea s-a priceput. Plângea și răcnea cât o ținea gura. Dă-mi fata, dă-mi fata! Din casă niciun răspuns. Dinspre pădure venea vânătorul, despre care v-am spus. El se ducea dimineața tare și vâna ce nimerea în bătaia puștii. Vânătorul, auzind țipetele femeii, se apropie și întrebă ce se întâmplă. Bărbatul, mai voinic, a dat un număr și a rupt încuietoarea de la ușă. Când au intrat, au văzut că în sobă arde focul. Ceaunul era luat de pe plită. Flăcările țâșneau printre cercuri. În gura sobii zăceau hăinuțele. Mama s-a apropiat fără sine. Asta e bluzița Zinei, răcnea sărmana. Când au deschis fereastra, ceaunul încă scotea aburi. Era plin de carne. Vânătorul văzuse cum prin fereastră făptașa a dat ceaunul după casă. Era cu armă și a zis că le împușcă. Femeia a pus carnea, ceaia pe țolișor, și vânătorul cu arma le-a dus la Sovietul sătesc. Se îngrămădise, cred că, jumătate de sat. De la Chiperceni au chemat poliția. Le-au arestat cu copiii cu tot. Le-au dus din sat. Vera a dispărut. Gheorghiță a dispărut. Zina s-a prăpădit cu zile. Nu pot spune câtă lume a murit de foame. Era unul Lisandru și o trăia din ultimele puteri pe sora sa de picioare prin mijlocul drumului spre Țintirim. Și de ce n-ai spus la Sovietul sătesc? L-am întrebat. Le-am spus, dar azi e a patra zi. Cât s-o mai ține în casă? O duc la cimitir. Or găsi-o și or face ceva cu dânsa. Mi-a răspuns sărmanul. Vremurile au fost groaznice. De-au ajuns oamenii
să se mănânce între ei. Și astăzi, din păcate, chiar dacă adevărul a ieșit la suprafață, propaganda rusă și unii cățelușii ai Moscovei, inclusiv de la Chișinău, încearcă în mod disperat să reabiliteze, să deculpabilizeze acel regim sovietic și să insiste că foametea a fost provocată doar de secetă și de război, dar și de comportamentul egoist al unor lideri de partid din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Doar că nu este chiar așa. Abordarea este una superficială și neprofesionistă, dacă nu chiar o încercare conștientă de a tălmăci în mod denaturat o realitate obiectivă din motive propagandistice. Analiza nepărtinitoare a documentelor demonstrează că nu doar greșelile și abuzurile aparatului local au fost determinante în declanșarea mecanismelor distrugătoare ale foametei. Politica și sarcina livrărilor obligatorii de cereale și produse alimentare la stat erau stabilite la Moscova. Anume, centrul imperial obliga conducerea de la Chișinău să îndeplinească necondiționat acele planuri criminale. Iar în RSSM, indicația era transmisă deja pe verticală către toate organizațiile de partid și autoritățile de toate nivelurile, până la Sovietul Sătesc, amenințate cu represiuni dacă directiva de la centru nu era îndeplinită. Prin urmare, în vara și toamna anului 1946, autoritățile comuniste de la Chișinău nu erau preocupate de salvarea populației de foame și de stoparea mortalității, care era în creștere, ci de îndeplinirea cu orice preț a planului solicitat de Moscova. Iar către sfârșitul anului 1946, planul solicitat de Moscova a depășit 101%. În afară de cereale, pe timpul foametei, odiosul regim sovietic a stors din țăranii români moldoveni, găgăuzi și bulgari 25.659 de ouă, aproximativ 420 de tone de brânză, 12.790 de tone de lapte, 8.600 de tone de fructe, peste 4.000 de tone de legume, peste 10.000 de tone de sfeclă de zahăr și multe alte produse. În comparație cu luna noiembrie anului 1946, în decembrie, cazurile de distrofie se dublează, iar peste două luni, în februarie 1947, numărul oamenilor distrofici a depășit cifra de 240.000. Iar acest nivel înalt al cazurilor de distrofie s-a menținut până în luna august 1947. În toamna și iarna anului 1947, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească lupta cu foametea folosind resursele proprii. Doar că situația a scăpat deja de sub control și de la o zi la alta devenea tot mai gravă. Abia spre sfârșitul lunii decembrie, cei de la Chișinău au primit de la comitetele raionale de partid informațiile privind starea lucrurilor în teritoriu și și-au creat o opinie clară despre catastrofa care s-a declanșat. Prin sate mureau familii întregi, iar într-un șir de raioane erau localități în care, atenție, în fiecare sat mureau de foame câte 120-180 de oameni. Și cazurile de canibalism deveneau tot mai frecvente. Per ansamblu, în Moldova românească, de la Est de Prut, din ianuarie până la 15 februarie 1947, au fost înregistrate 39 de cazuri de canibalism. Cu siguranță, însă, asemenea cazuri au fost mult mai multe, deoarece nu toate au fost depistate și înregistrate oficial. Canibalismul demonstrează în mod cert proporțiile catastrofei alimentare provocate de regimul sovietic în Basarabia anilor 1946-1947. Creșterea galopantă a mortalității a fost înregistrată la începutul anului 1947, iar o cifră estimativă a victimelor foametei în baza documentelor descoperite în arhive ar fi în jur de 200.000 de oameni morți. Eu, drăguților, am 103 ani, dar așa jale ca pe foame de ce n-am întâlnit. Că murise lumea, murise cu zile, morți erau cei pe care îi cărau cu scara la groapă, dar nici cei care umblau n-ai fi zis că-s vii. Că de e ca tot omul, mai pusesem deoparte o leacă de strânsură, dar o venit și mi-a luat-o postaucă, adică. Și am rămas fără leacă de greu, fără păpușoi, nimic, nimicuța. Dar unul dintre cei care umblau cu scormonitul peste tot locul nu mă credea că nu mai am nimic. M-am jurat pe Sfânta Cruce că n-am nici naforă, dar parcă el înțelege. Unul arhip, parcă așa zicea, m-a tărât în podul casei și răcnea de se cutremura ușorii. Dă postău ca ori te mântui aici, îți dau foc. Ce aveam să-i dau dacă mă turaseră până și borțile de șoareci? Mi-au pus foc, casa era cu șindrila, ardea ca iasca.
M-am tupilat și am leșinat în fum. M-au scos vecinii care au sărit la pojar. Altul se rățuia că dacă nu-i dau cu tare și cu tare umple Siberia cu mine, iar nu-l zicea că mă spânzură. Le era lor rușine de o femeie singură, chiar dacă eu și maica mea am moșit mai tot satul. Acela n-a mai ajuns să-mi pună juvățul. La o habă de vreme i s-a spânzurat feciorul. Mare greu și întunecime. Am păscut la iarbă de ne-o mers fumul. Mulți au murit. Cine le mai știe numărul? Copilași ca florile s-au tupit cu zile. Care mai avea ceva chiverniseală, zestră, straie, o mai ducea de azi pe mâine de alții. Smulgeau buruieni și le fierbeau, dar din fiertura asta li se umfla pântecele. Dar știi, mata, că nici de foc n-aveam. Te duceai la pădure, strângeai o sârcinuță de lemnișoare, dar până acasă o prăpădeai mai toată. Tot aruncai câte un vreasc să-ți fie mai ușor, că nu te țineau puterile. Totul era numai colb, colb era totul, unde și unde câte o iarbă, nici frunză pe copaci nu mai era. Alții se stricau la cap de foame. Nu departe de mine trăia o babă, cam de leatul meu. Și baba aceea n-avea saț, căuta numai de pântec, mânca tot ce găsea în cale, dar totuna nu se potolea, ieșea seara la poartă și răcnea cât o ținea gura. Mi-a mânca, mi-a mânca, mi-a mânca. Avea și copii, dar nu-i păsa. Nu mai puteam răbda și mă duceam eu la ea. Ține-te, femeie, hăi, nu te fă de râs, ține-ți firea. Dar ea unde se repede la mine, amuș, te mănânc, te mănânc. Sărbătecise norodul, mânca totul ca omida. De amu în vară, când mai scăpasem la una la alta, aveam păpușoi în arie și dacă treceau copilași pe drum și vedeam străvezile, dădeam câte un știulete să se ducă să-l fiarbă sau să-l coacă acasă și ei o coleau pe hudiță, că dacă îi vedea baba Nadea, îi găbjea și li-i lua, îl înfuleca crud. Așa a fost până în ultima zi baba aceea, păpa și păpa. Avea așa o dobă. Eu acioasem niște nepoți de la o nepoată, 7 la număr și îi mai hrăneam cum puteam. Mulgeam văcuța, puneam 7 cănuțe de lapte, 7 de apă și le împărțeam cu păhărelul la toți tot una. A, da, domnul, și-am scăpat. Tare mulți se rugau să moară, dar nu se îndura Mântuitorul. Căde, ca oamenii voiau să iasă cu icoanele, să se roage de ploaie, că era pământul crăpat de un stat de om. Dar ăștia din sat, activiștii, antihriștii sau cum îi cheamă, nu-i lăsau. E și leaca cea de geandră pe care o primeau, o împărțeau cum voiau. Ei mâncau, dar pe noi ne zvântau. Dar dacă e să zic și de mine, eu chiar și atunci, pe foame de aceea, nu simțeam că mi-e foame. Mă uscasem, mi se stafidise pe semne stomacul de câte îmi vedeau ochii și eu cu deasila băgam pe gât temirce, fiindcă știam că trebuie să înghi ceva, dar nu fiindcă mi-ar fi fost a mânca. N-a fost șagă, dar dacă ne-a dat-o Dumnezeu, păcatele noastre cele grele, n-am avut ce-i face. Bine se zice că goliciunea înconjoară satul, dar foamea dă pe de-a dreptul. Potrivit datelor statistice pe care le găsim tot în lucrarea istoricului Anatol Țăranu, Foamea postbelică în Moldova Sovietică, în anul 1946, volumul total de cereale obținut în URSS a fost de 17,5 milioane tone. Ceea ce era sub norma anuală obișnuită. Din volumul total al roadei, 11,6 milioane tone de cereale au fost utilizate pentru necesitățile interne ale statului, iar celelalte 5,9 milioane au mers în rezerva de stat, dintre care, atenție, peste 1 milion de tone au fost exportate. La 1 februarie 1947, deja în rezerva de stat a Uniunii Sovietice erau stocate 10 milioane tone de grâne, cu 1,9 milioane mai mult decât în aceeași perioadă anului 1946. În anii 46-48, în pofida secetei și a foametei îngrozitoare, regimul sovietic a exportat 5,7 milioane tone de grâu, cu 2,1 milioane tone mai mult față de exportul din ultimii 3 ani înainte de război. Destinația principală a exporturilor sovietice de grâne erau statele cu regimuri politice prietenoase Moscovei, precum Bulgaria, România, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Franța și multe altele. Aceste date demonstrează foarte clar că Moscova avea posibilitatea și resursele alimentare suficiente ca să evite înfometarea și mortalitatea ridicată a populației, doar că nu a vrut să o facă. După cum vă spuneam, pentru Stalin și regimul sovietic, în general, viața omului nu costa absolut nimic. Una dintre concluziile istoricului Anatol Țăranu pe care o găsim în lucrarea Foamea postbelică în Moldova Sovietică este că
Foamea din Basarabia anilor 1946-1947 a fost utilizată de regimul sovietic ca instrument de sovietizare a societății dintre Prut și Nistru. Prin înfometarea în masa populației, odiosul regim de la Moscova, prin intermediul cozilor de topor de la Chișinău, urmărea anihilarea categoriilor sociale indezirabile sistemului socialist. În primul rând, a țărănimii care se împotrivea colhozurilor și care pleda pentru proprietatea privată în continuare, așa cum a fost în perioada României Mari. Un alt argument diabolic pentru regimul criminal sovietic de a trece populația din Basarabia prin calvarul foametei a fost și dorința sadică a bolșevicilor de a extermina elementul românesc ca identitate națională. Element românesc reprezentat de majoritatea populației din Basarabia. Astfel, încorporarea efectivă a RSS moldovenești în cadrul URSS-ului se făcea prin generarea unei atmosfere generalizate de frică, care era indusă prin intermediul unor practici de exterminare fizică și morală a populației încă nesovietizate. Chiar dacă nu au existat directive directe, oficiale, emise de liderii sovietici privind organizarea foametei, responsabilitatea pentru provocarea acestui genocid îi aparține în totalitate acelui regim comunist care a venit în Basarabia cu arma. Doamnelor, domnilor, lecția noastră a ajuns la final, dar cu noi mărturii din Cartea Foametei vom reveni în edițiile următoare. Până atunci însă nu uitați, cunoașterea istoriei este importantă pentru a înțelege realitățile pe care le trăim și pentru a clădi un viitor mai bun, ținând cont de lecțiile trecutului. Toate bune!